Activitatea desfășurată în porturile din Drobeta, Turnul Severin, Orșova și Moldova Veche este coordonată de astăzi de Eugen Silviu Manofu. Prin ordin al directorului general al companiei naționale, Manofu a fost numit director de sucursală. El a preluat funcția de la Doru Rușinaru, cel care a coordonat activitatea timp de două decenii. Nou director, în primul rând, îi urez bun venit și să continue ce-am făcut eu 20 de ani, el să continue. Noul director vine pe această funcție într-un context destul de greu, în condițiile în care nu s-a făcut mare lucru în privința exploatării și promovării celor trei porturi. Cum din păcate la Drobeta, Turnul Severin, ajung din ce în ce mai puține vase de croazieră, proaspătul director își propune să schimbe starea de fapt. Vrem ca prin și cu ajutorul, bineînțeles, al Giurgiului, al domnului director general, domnul Cristi Nemțescu, și cu ajutorul celorlalți colegi să atragem cât mai multe fonduri și să dăm o nouă față a județului Mehedinți. Pentru directorul Silviu Manofu, prioritară va fi dezvoltarea capacității de transport pe Dunăre. Compania Națională a Porturilor Dunării Fluviale transportă anual 15 milioane de tone de mărfuri utilizând cheiuri care însumează 16.200 de metri. Chiar și așa, mai puțin de 30% din capacitatea de transport fluvial este utilizată.